Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, stimate autorități, dragi personalități din lumea muzicală, cucernici, cumprați preoți, iubiți creștini, bună seara și bine ați venit în calendarul romano-catolică din Iași. Muzicianul german naturalizat englez, Handel, este unul dintre cei mai iubiți și cântați muzicieni din istoria barocului și a muzicii în general. În domeniul genului oratoriu, el a compus 22 de opusuri, însumând o cantitate uriașă de muzică sacră. Compunerea muzicii oratoriului Israel în Egipt, lucrare propusă spre audiție în seara aceasta, a durat o lună. Prima reprezentare a avut loc la 4 aprilie 1739, la Teatrul Regal din Londra. Textul conține versete luate doar din Biblie, mai exact din Exod și din Psalm, cu foarte mici intervenții ale lui Carl Jenens, autorul libretist al oratoriului. Scena biblică reda una dintre cele mai mari intervenții divine în istoria poporului evreu, ieșirea din robia Egiptului și trecerea Mării Roșii. Oratorul descrie așadar în prima parte plăgile cu care e lovit Egiptul de către Domnul, pentru că faraonul nu permite plecarea evreilor din sclavie, iar în partea a doua prezintă cântecul de libertate al evreilor după trecerea Mării Roșii. Din cele 10 plăgi dezlănțuite asupra Egiptului, în această seară vom audia câteva dintre cele mai reprezentative, cum ar fi apa Nilului se transformă în sânge, broaștele din Nil invadează casa lui faraon, întunericul cuprinde Egiptul, și necruțătoarea moarte lovește în primii născuți a egiptenilor. Fiind constrâns de forța semnelor divine, faraonul eliberează până la urmă pe fiii lui Israel din sclavie. Din acest moment, Israelul a început să existe ca popor și să aibă o identitate proprie. Aceasta a fost ziua sa de naștere. Amintirea acestui episod extraordinar a devenit așa de importantă pentru poporul evraic, încât fiecare tată de familie era obligat să-l relateze copiilor. Eram sclavi ai faraonului în Egipt și Domnul ne-a scos cu mână puternică. Gândind textul și muzica, Handel a încredințat discursul aproape integral corului, creând astfel o comunitate de credincioși care se încredeau în providența divină. De ce a procedat astfel? În timpul său existau câteva curente relativiste, printre care deism. Această orientare filozofică religioasă afirma existența lui Dumnezeu numai în calitate de cauză primară și impersonală a lumii, negând ideea intervenției sale ulterioare. Dumnezeu, spuneau deiștii, după ce a creat lumea, nu mai exercită nicio influență asupra ei. Handel combate deismul în mod irevocabil cu acest orator. Aici totul este providență și purtare de grijă. Dumnezeu nu este nici pe departe, indiferent față de poporul evreu, ci este prezent prin semne ieșite din comun. Un comentator de la London Daily Post expune o memorabilă caracterizare a oratorului Israel în Egipt. În timp ce Anglia este fărâmițată de sclavie, bigotism și separări de tot felul, Handel oferă prin oratorul său cea mai nobilă adorație și cel mai bun tribut divinității. Omul credincios este în viziunea lui Handel cu atât mai liber cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, iar a crede nu este o slăbiciune, ci o forță. Concertul din această seară se înscrie în seria marilor lucrări de muzică sacră susținute de corul catedralei în ultimii ani, cum ar fi Requiem și Misa Încoronării de Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem de Gabriel Fauré, Coronation Anthems și Oratorul Mesia de Georg Friedrich Händel și alte creații de referință majoră pentru activitatea muzicală a catedralei și cea culturală a Iașiului. Traducerea sonoră a unor secțiuni din oratorul Israel în Egipt este realizată pentru dumneavoastră de corul Catedralei Romano-Catolice Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, acompaniat de orchestra Tineri Interpreți Ieșeni și organistul Octavian Bușoc,
Avându-i ca soliști pe Alexandru Savin, Daniel Matrianu, Mihaela Blându și Luiza Corboli, sub conducerea dirijorului preot Florin Spătarin. Vă dorim audiție plăcută. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Domnul, Domnul,
Oh,
Thank you.
față de această lecție muzicală, față de acest oratoriu pe care mi l-a oferit și Lortele Marle Hendel. Lasul palmelor noastre exprimă sentimentul profund al inimii când am trăit aceste frumoase momente sfinte în istoria noastră a mântuirii, a poporului ales, dar și a noastră. Lasul palmelor noastre este un semn de prețuire pentru Sfinția Ta, Părinte Dorin, pentru această inspirație de a aduce aici, în Catedrala noastră, acest oratoriu, această rugăciune, acest timp de preamărire a lui Dumnezeu. Este un semn de prețuire pentru dumneavoastră, dragi soliști, care ne-ați înălțat în această seară inima spre Dumnezeul biruitor, dragi instrumentiști, cu atâta curaj și bucurie pentru noi. Mai ales voi, dragi și demnituoși coriști ai catedralei noastre, corul nostru din această catedrală. Toți ați avut în această seară un mesaj pentru noi, un mesaj prin care suntem îndemnați să nu uităm niciodată ce a făcut Dumnezeu cu noi, ce face Dumnezeu cu noi, ce face cu poporul Său. Încă o dată, glasul palmelor noastre să exprime sentimentul bucuriei că am avut în această seară un moment așa de înălțător aici, în catedrala noastră, împreună cu Preasfințitul, cu cei care au susținut și cu dumneavoastră, dragi și iubiți, iubitori de muzică și de rugăciune, îndreptăm acum spre bravii noștri coriști, instrumentiști și spre Părintele Florin, încă o dată glasul palmelor noastre.